Corosul Severinului, cel mai așteptat eveniment sportiv, se apropie cu pași repezi. Toți iubitorii de sport în aer liber sunt așteptați să participe la acest eveniment, unde îi așteaptă o mulțime de surprize. Cea de-a treia ediție a evenimentului Crosul Severinului se va desfășura sâmbătă pe 27 mai de la ora 10. Crosul va porni din fața Palatului Culturii Teodor Costescu, va parcurge Bulevardul Dunării și va trece pe lângă Cetatea Medievală. Pentru copii înscriși, traseul va avea o lungime mai mică, pe o distanță de 1 km. Anul acesta, ediția a treia a Crosului Severinului, va fi pe data de 27 mai. Cu pornirea de la ora 10, bineînțeles cu 2 ore înainte se pot ridica kiturile de start pentru cei care s-au înscris între timp. Primii 500 vor primi gratuit, iar premiile finale sunt în bani, între 200 și 500 de lei, iar cursele vor fi separate. O cursă scurtă de 50 de metri pentru alergare în sac, iar cursa copiilor va fi mult mai scurtă de 1 km. Primii 500 de membri înscriși vor primi gratuit tricouri personalizate, iar toți cei care vor termina cursa vor primi medalii și premii în bani între 200 și 500 de lei. Participarea este gratuită. Cetățenii sunt entuziasmați să participe la acest cross despre care spun că este o idee foarte bună. În această primăvară se va organiza Crossul Severinului. Spune-mi ce crezi despre această inițiativă luată de Primăria Drobeta Turnul Severin. Este o idee foarte bună pentru cei pasionați de sport și nu numai. Am participat și în trecut. Și o să particip și acum. Anul acesta se vor oferi și premii cuprinse între 500 și 200 de lei pentru primele 3 locuri. Cum ți se pare acest lucru? Este un factor motivant pentru tine să participi? Da, este o motivație bună. Și în anii trecuți s-au oferit premii similare, însă, deși am participat, nu am reușit să obțin. Am primit un tricou pe care și acum îl folosesc de fiecare dată când am ocazia să fac sport și mișcare. Deci, da, este o motivație și premiul. Lena Sterea este antrenoare de judo și încurajează toți tinerii să participe la acest eveniment pentru că sportul este vital pentru o viață sănătoasă. Primăria Drobeta Turnul Severin a luat inițiativa de a organiza Crossul Severinului. Spuneți-mi ce părere aveți despre acest lucru și dacă încurajați tinerii să participe la acest cross. Minunat, chiar m-ați nimerit pentru că eu practic sportul. Sunt antrenor de judo și încurajez pe toată lumea, de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, chiar și pisicul și pisica și cățelul trebuie să participe la acest cross, pentru că sport, cross, alergare înseamnă naturalețe, înseamnă sănătate, înseamnă natură, înseamnă prietenie. Iubitorii de mișcare în aer liber se pot înscrie prin transmiterea datelor personale pe site-ul primăriei sau personal la biroul de comunicare, relații externe, promovare, imagine din cadrul primăriei.